Dragilor, haideți să vă arăt și Coventry-ul. Coventry-ul este al 8-lea oraș ca dimensiune, ca populație din Anglia. Numără aproximativ 300.000 de locuitori. După cum vedeți, este un orășel liniștit. Casele sunt toate cam la fel, în spate au curți. Și pornim să vedem Muzeul Transportului. Am fost super norocos să pic în cadrul acestui festival anual al transportului din Coventry. Mergem acum la acest muzeu. Am avut intrare liberă. Puteți admira casele. Până să ajungem acolo, am făcut un mic popas lângă acest canal. Am băut o cafea foarte bună și ne-am uitat la oamenii care treceau cu caia canoele. Ce frumos ar fi să facem și noi la fel pe Dâmbovița în București. Iată că aveau și niște embarcațiuni. Liniște și pace în timpul săptămânii. Salutare, acum sunt la Muzeul de Transport din Coventry. Coventry a fost până la 1900 și ceva capitala bicicletelor, ca să zic așa, producție de biciclete din toată lumea. Deci aici se făceau, se produceau biciclete, erau fabrici întregi în care erau mii de angajați și era o afacere profitabilă, numai că se întâmplau și multe accidente în trafic. Mi se pare fascinant să vezi evoluția unui mijloc de transport, de la bicicleta aceea cu roată foarte mare, până la motor și apoi mașină și așa mai departe. Cel mai vechi exponat de aici este mașina Hobby Horse din 1818. Trebuie să știți că din Coventry este originară și marca Jaguar, care mie îmi place foarte mult, dar sunt și fan bicicletă. Practic, bicicletei i s-a adăugat un motor, apoi a treia roată, după care a patra roată și încet încet s-a transformat în mașină, ca să zic așa. Puteți vedea aici unele dintre firmele cele mai vechi care produceau biciclete sau mașini, Riley, Rover, Zinger, Triumph. Este foarte interesant muzeul acesta, mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut fascinant să văd și cum s-a transformat mașina, farurile, oglinzile retrovizoare care nu erau unde le avem, erau mai în față, pe por. Iată fascinația viitorului. Ce altceva, ușa nu se deschidea așa cum se deschidea acum la o mașină obișnuită, se deschidea în sens invers. Iată aici altă drăgovenie, era folosită de două persoane la curse, una conducea și cealaltă pentru echilibru. Bun, alt obiectiv de vizitat în Coventry ar fi ruinele Catedralei Sfântul Mihail din secolul XIV, vă dați seama, 1300, una dintre cele mai mari biserici de parohie din Anglia, bombardată în cel de-al doilea război mondial. Turnul are 90 de metri înălțime, iar aici în încintă veți vedea iarăși mașini expuse, pentru că era acest festival al transportului. Și dacă tot vine vorba de biserici, haideți să mergem și la adunarea pocăiților, o comunitate de români de aici din Coventry. Îmi place că aici e o libertate religioasă foarte mare. Vreau să spun că sunt multe biserici ale multor culte care își desfășoară activitatea aici. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântece în cursile Lui. Se rușim din toată inima, Doamne, ne închidăm înainte, Doamne, și se sădărim la picioarele Tale, Doamne, căci noi nu suntem nimic ca Tu ești. Și după adunare am mers la un cinema de lux. Este prima dată în viața mea când merg la cinema într-o țară străină. De ce de lux? Pentru că avea niște scaune foarte confortabile,
Se lăsa pe spate, partea de la picioare se ridica. Back in business, you will be pretty chuffed too. Protect future you with AXA Home Car Health and Business Insurance. Visit axa.co.uk. În următoarea dimineață, pornind eu în căutarea unei cafeluțe, aici cam totul era închis, am intrat în această biserică unde era slujbă, stilul este gotic, ca și la cea Sfântului Mihail. Bănuiesc că era o biserică anglicană, foarte liniștită, au început pe urmă niște grupuri de discuții cu copii, cu tineri. M-au primit foarte frumos. Și am găsit niște băieți cu o tonetă de cafea în preajma acestei clădiri. Am întrebat ce e aici, am crezut că e un spectacol ceva. Mi-a spus, no, it's a church. E o biserică, ia uite ce veselă e lumea. Așa cum ar trebui să fie în orice biserică, o comunitate fericită. Trebuie să recunosc că m-am simțit foarte bine, am intrat cu cafeaua și cu biscuițelul pe care l-aveam, oamenii erau oricum foarte deschiși, foarte prietenoși, vedeți că aplaudau, dansau, am avut un sentiment foarte plăcut aici de libertate și de apartenență, chiar dacă eram un nou venit, sincer mi-a venit și să plâng. Pornim mai departe, mergem să vizităm Coombe Abbey Park, un parc imens, imens. Bineînțeles că pe aici veți vedea populație de toate neamurile, indieni cu turban în cap sau femei cu sari, musulmani, asiatici, da, mulți, mulți oameni veniți din alte părți. După cum vedeți, o adevărată pădure aici, e foarte vast spațiul, iată și o casă veche. Păsările acestea se mulțesc foarte mult, eu cred că în curând vor avea o problemă dacă nu au deja, rațe, lebede, foarte, foarte multe, porumbei. Am înțeles totuși că ar avea și niște prădători naturali, niște vulpi, deci fauna e bogată. Uitați cum arată la interior acest hotel. Am mai vizitat apoi Memorial Park. Este un parc închinat soldaților din războaie. Pentru voi am filmat aici o berberiță ca să vă edific pe deplin cu privire la fauna din Coventry. Sper că v-a plăcut și acest vlog, vă puteți abona, puteți da un place și puteți lăsa comentarii. Vă pup, pa, pa!